Claudiu, cum a decurs acest prim antrenament alături de echipa națională de minifotbal României? Cum ți s-a părut? A decurs foarte bine. Mă bucur foarte mult că fac parte din această echipă și sper să câștigăm trofeul. Le devenim campion. Deci cam acesta ar fi obiectivul pentru turneul final din Cehia, recâștigarea trofeului de campion. Facem o treabă bună să devenim campion. Pe ce crezi tu că ar trebui să mizeze România? Pe tehnică, pe tactică? Care crezi tu că este punctul forte al echipei noastre naționale? La fel cum a spus colegul, părerea mea, grupul este cel mai important. Dacă suntem ca o familie și jucăm pentru echipă, cred eu că vom reuși să aducem titluri. Ce impresie îți lasă grupa României cu Grecia, Kazakhstan și Portugalia? Este o grupă foarte grea. Dar eu consider că dacă suntem serioși și ne dăruim, imposibil să nu avem rezultate bune. Cum vezi perioada de pregătire până la Euro? Veți avea și un meci amical aici la Alba Iulia, mai multe antrenamente? Dacă ne pregătim serios, eu zic că o să facem treabă bună. Sperăm că nu ne accidentăm și începem și repede. Mergem noi. Să facem trofeu. Mulțumesc!